Este bine cunoscut faptul că există o porțiune de drum cuprinsă între Lugo și Deva de pe autostradă care nu a fost dată în folosință pentru că nu au fost realizate tunelurile pentru urși. Pe această porțiune de autostradă vor fi construite două tuneluri, două pasaje și trei viaducte, iar durata contractului de finanțare este de 52 de luni. Potrivit jurnaliștilor cotidianului Mesagerul Hunedorean, valoarea totală a proiectului este de peste 2 miliarde de lei, din care valoarea fondurilor europene aferente PNRR este de puțin peste 900 de milioane de lei, iar contribuția publică națională este de 943 de milioane de lei. Prin urmare, prețul kilometrului de autostradă pe lotul Urșilor este de 245 de milioane de lei per kilometru, adică 49 de milioane de euro fiecare kilometru. Cei 9 kilometri costă atât de mult deoarece implică realizarea unor tuneluri pentru urși între Margina și Holdea, și asta din cauza activiștilor de mediu care au susținut că acolo sunt urși, deși adevărul nu ar fi acesta.